Chiar dacă Petrolul a pierdut meciuri importante cu Gigi Mulțescu pe bancă, antrenorul este deja în negocieri privind contractul său pentru sezonul viitor. Sunt în discuții avansate să rămân la Petrolul, indiferent de ce se întâmplă. Dacă nu mergem la baraj, reconstruim, a declarat Mulțescu după succesul de la Arad. Cel poreclit Zmurd mai crede în resuscitarea locului de baraj, adică echipa să prindă locul 3 după ultima etapă. Numai că Mulțescu și Petrolul depind de Panduri, echipă ce va juca la Universitatea Cluj și care poate retrograda din cauza unei datorii de 100.000 de euro. Victoria de la UTA a fost a patra consecutivă pentru formația ploieșteană. Atacantul Sergiu Arnăutu a reușit o dublă, fiind golgheterul absolut al echipei cu 14 goluri. Arnăutu și-a onorat astfel ziua de naștere, el împlinind 29 de ani la începutul acestei săptămâni. Un alt vârf de atac, Bogdan Rusu, a punctat în al treilea joc consecutiv, în timp ce Laurențiu Marinescu a revenit cu gol după ce meciul trecut a stat în tribuna. Petrolul se menține pe locul 4 cu 77 de puncte, la 2 în urma celor de la U Cluj. În ultima rundă, Petrolul trebuie să bată acasă pe Academica Clinceni, în timp ce Clujul trebuie să se împiedice pe teren propriu de Gorjeni. Biletele pentru partida cu ilfovenii sunt deja disponibile la casa de bilete de la stadion, inclusiv până sâmbătă în ziua jocului.